În acest carnețel îmi trec tot felul de poze inspiraționale pe care le iau din reviste, fel și fel de poze interesante care pur și simplu au semnificat ceva pentru mine. Spre exemplu, asta este nuanța de păr la care am vrut să ajung și alte lucruri care pur și simplu mi-au plăcut mie dintr-un motiv sau altul. Fie că e vorba de machiaj, fie că e vorba de o anumită rochie, un anumit stil. Pur și simplu, fiecare din aceste poze mi-au transmis ceva și din acest motiv sunt în acest carnețel. Un alt carnețel care mi-e place foarte mult este acesta de la Jumbo, care e precum o carte și în care mi-am trecut câteva citate, dar după cum puteți observa, nu foarte multe. E un carnet cu o foaie foarte fină și un model foarte frumos, așa încât este unul din carnetele mele preferate și are o mărime destul de mare. Acest carnețel mi l-am cumpărat din Grecia, dintr-o librărie, din Kavala. Mi-a plăcut foarte mult și am considerat că este o amintire foarte bună, având în vedere că este și ceva util. Sper că se va putea observa detaliile pe care le are. E ceva ușor 3D, se simte la mână și picioarele acestor păsări flamingo sunt încrustate cu niște pietricele sclipitoare foarte, foarte mici, foarte finuț și foarte drăguț. În acest carnețel îmi trec foarte multe tehnici și sfaturi legate de puericultură, pentru că sunt mămică și de fiecare dată când citesc o carte interesantă și găsesc un sfat util, îl trec aici ca să-l țin minte. Această agendă este asemănătoare cu prima mea agendă în care am început să-mi organizez timpul. Este tot o agendă Julissa Porta de Botton. Este de la Campus și în afară de faptul că nu e cu inimioare, este fix la fel ca cea cu inimioare. Acest carnețel mi-am trecut absolut tot felul de citate din cărți, poezii și mai am un carnet de genul acesta pe care deja l-am umplut cu tot felul de citate frumoase din cărțile pe care le-am citit, însă în ultima perioadă trebuie să recunosc că nu prea mi-a mai trecut citatele din cărțile preferate. Acest carnețel foarte frumos de la Ana, profesor modern, și o să vă las chiar acum cardul să vedeți ce am primit de la ea. Este cu foaie velină de o calitate foarte bună. Încă n-am scris nimic în el, dar vedeți că mi-am propus să-l folosesc ca și jurnal pentru un stil de viață sănătos. Apoi mai am acest caiet, este un simplu caiet cu o scoarță foarte groasă, cumpărat din Kaufland, am dat 3 lei pe el și îmi place foarte mult. Acest caiet îl folosesc pentru a-mi pune într-o oarecare ordine, să zic așa, informațiile pe care le am de skincare și de a le structura cât de cât și chiar vreau să fac chestia asta, deja am gândit așa un plan în care să mi le structurez. Carnețel care mi-e tare, tare drag, are o copertă plușată și cu ceva sclipicios și este un carnețel pe care l-am început atunci când am rămas însărcinată și este dedicat băiețelului meu. Și cam scriu în el de ceva timp și sper ca într-o zi să îl termin și să ajung să îl dau băiețelului meu și să fie un cadou frumos pentru el, în care să vadă ceea ce am simțit în fiecare etapă a vieții lui și modul în care eu am interacționat cu anumite lucruri și poate astfel va înțelege și el mult mai bine de ce am acționat într-un anume fel și pur și simplu ce am gândit eu la acest moment în care am scris în carnețel. Mi se pare foarte drăguță ideea și
Cred că toate mamele ar trebui să aibă un astfel de jurnal. Iar ultimul carnețel, cel care mi este tare, tare drag, este acesta de la Jumbo, care sper că se vede, are un cadru auriu foarte frumos și foarte elegant și e un carnețel de o calitate extraordinară. Aici am foarte multe notițe legate de îngrijirea tenului și a pielii în general, nu neapărat a tenului, și am tot felul de lucruri structurate, însă din nou mai am mult de scris și în acest caiet, cu siguranță se va umple la un moment dat. Sper tare, tare mult că v-a fost de ajutor și acest video și dacă e așa, nu uitați să dați un like și un share și vă mai aștept, bineînțeles, la mine pe canal pentru noi videouri drăguțe. Bye!